Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Magazin Folcloric, tot în Târgul Ieșilor mergem astăzi. Măi, ce-ți mai place aici? Ce-ți mai place la capitală, cum s-ar spune? Păi nu se zice că moldovencile sunt frumoase? Eu v-am spus că trage aici. Nu știu ce să mă fac cu el. Și tot zice și tot ce, bă, că am fost la Botoșan, bă, că am fost la Suceava, ia că noi acum la Iași, dar e tot bine. E tot bine că ai toată, cum să zic eu, încrederea că aici, în Târgu Ieșilor, da, o să găsești gospodina adevărată, desăvârșită, așa cum știu eu că sunt toate moldovencele. Mergem astăzi în Târgu Ieșilor pentru că vom descoperi celebrul Palat al Culturii. De mult mi-am dorit să-l vizitez și ce am găsit acolo, nici nu se poate exprima în cuvinte cât e de frumos. Dumneavoastră ați fost? Nu ați fost? Haideți cu noi acum pentru că începe emisiunea Magazin Folcloric. Poposim astăzi în Târgul Ieșilor, la Palatul Culturii din Iași, care este o clădire emblematică pentru oraș, dar și pentru județ. Edificiul a servit inițial drept palat administrativ și de justiție din 1925, iar în anul 1955 destinația clădirii a fost schimbată într-una culturală, devenind gazda unor instituții culturale din Iași. Astăzi, Palatul Culturii este sediul Complexului Muzeal Național Moldova, ce cuprinde o serie de muzee, printre care Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, dar mai cu seamă muzeul pe care l-am vizitat și noi, cel care ne este apropiat sufletului, Muzeul Etnografic al Moldovei. Vom vizita astăzi expoziția de scoarțe și covoare populare moldovenești, iar în prezentarea doamnei Eva Giosanu, eu sunt sigur că veți descoperi o lume minunată a satului moldovenesc de altă dată. Suntem în expoziția de scoarțe. Numesc scoarțe, dar de fapt sunt textilele de interior care îmbracă pereții casei. Avem o îmbrăcare a omului și o îmbrăcare a casei. Și aici iar operează femeia care cu fusul, cu torsul, cu acul își îmbracă familia și casa. Este vorba aici despre scoarțe, lăicere și grindare sau cordare, cordărele. Sunt trei tipuri de textile. Scoarțele și lăicerile sunt destinate să acopere pereții. În trecut, niciodată nu stăteau pe jos, sub nicio formă. Lăicerele sau lăvicerele puteau să fie așezate și pe lavițe, adică acele bănci mai late, care erau dispuse pe pereții laterali, peretele dinspre, de obicei dinspre est și cel de pe fața casei, unde adolescenții, copiii mai răsăriți și tinerii dormeau noaptea, pentru că părinții dormeau pe pat cu pruncușorul, poate, care era fie în covată, deci la noi se spune covată, nu copaie, fie pe sobă, iar cei mititei chiar pe sobă, după sobă, era un loc special de dormit. Scoarța este o piesă evolută, are o dimensiune prestabilită din țesut, adică se țesea o scoarță pentru un perete, nu se țesea cu orice dimensiune. Știam ce perete trebuie să acopăr, țeseam o scoarță pentru acel perete. Fac această precizare care este foarte importantă. De ce? Dacă vedem piesele expuse în expoziție și noi am expus cam 10% din patrimoniul de scoarțe, dar și cele din depozit, ele au dimensiuni de 4, circa 4 metri și chiar peste 4 metri. Fiind destinate să acopere un perete, înseamnă că peretele meu era undeva peste 4 metri. 4 metri, dar
avea scoarța. Dar scoarța stătea pe peretele din spate, din fundul casei, cum se spune. La acel perete era dispus patul de dormit, pe perete era scoarța și alăturat era soba, sistemul de încălzire, care avea și acela o lățime, cel puțin un metru. Deci aveam niște încăperi în care un perete avea 5 metri. Rezultă că pereții odăii de locuit și acelei bune din vechime până la începutul secolului 20 aveau dimensiuni de cel puțin 4 pe 5 metri. Iar grindarul, care era dispus pe meșter grindă, grinda care trecea pe mijlocul casei și mijlocul odăilor, da? Și pe care se sprijineau grinzile transversale, era acoperită, această meșter grindă era acoperită de grindar și care trebuia să fie la o anumită, să aibă o anumită înălțime față de persoană. Pentru că erau grinzile, meșter grinda de desubt însemna vreo 40 de centimetri de tavan și atunci rezultă o înălțime a odăii de 2 metri jumătate. Casele pe care noi le-am mai găsit în picioare, cel puțin pe zona de nord, mai ales în Botoșani, dar și în zona Iașului, arată că de fapt asta era dimensiunea odăii de locuit, dar și acei bune din casă. Prima piesă care apare în evoluția textilor de interior este însă lăicerul, lăvicer, păretar. De ce se numește așa? Se numește lăicer sau lăvicer pentru că este pus pe lavițe sau păretar, pe perete. Dar întâlnim dimensiuni diferite. De exemplu, la comunitățile de catolici, lăvicerul este mult mai lat. În Basarabia și în unele zone din nordul țării, găsim două tipuri de lăvicere, unul mai lătuț și unul mai îngust. Și avem două din Basarabia, mai ales și de nord, zona Orhei, și de sud avem o piesă de la Cetatea Albă. Și vedem că sunt înguste. De ce? Se foloseau două lăvicere sau scoarță și lăvicer ca să acopere în întregime peretele. De ce? Toate textilele de interior aveau rolul primordial de a asigura confortul încăperii. Un perete, o odaie cu pereți acoperiți, nu sună. Zgomotele sunt absorbite de textile. Apoi, temperatura din interior este alta. Și dacă ne gândim că scoarța, deci piesa cea mai mare, compactă, stătea pe peretele cu patul, acolo unde dormeau părinții și copilul mic, dăm seama că acela este peretele cel mai expus, este peretele dinspre nord, cel mai rece, și acela trebuia făcut, să spun, cumva ajutat, încălzit. Piesele noastre sunt toate din lână. Cele mai vechi au și urzeală din lână, dar nu orice lână, ci păr de lână. Calitatea primă de lână, care era fibra cea mai lungă, foarte subțire și care, răsucită în două, avea uneori grosimea mai mică decât a cânepii. Deci se folosea urzeală de păr de lână, apoi urzeală de cânepă și spre sfârșitul secolului XIX începe urzeala din bumbac, care câștigă teren pe secolul 20. Lâna este folosită la bătut, la ales, și este lână naturală, adică culoarea lânii de pe oaie, lână în culori vegetale și din secolul 19, de la mijloc chiar, încep culorile chimice. La început sunt o modă, sunt scumpe, sunt cumpărate de cei cu bani. Desigur, la început pare că se realizează piese mai bune, dar se observă că acele culori chimice s-au spălat, adică s-au degradat, altfel decât cele vegetale. Piesele
textile în culori vegetale au rămas frumoase, chiar dacă culorile s-au spălat îndelung. În expoziția noastră avem piese de secol 18, deci 1719 și 20, cel mai tânăr fiind cel de acolo, care este un lecer, dar de asemenea de mare valoare, nefăcându-se de râs în fața celor vechi. Le țeseau femeile în stative și în gherghef. Există o diferență a țesăturii, pentru că în gherghef se realizează piese mai dense și aici intervenea bătutul cu furculița sau cu pieptănul din lemn, ulterior din metal, pe când în stative țesătura este mai slabă și mai neuniformă. Nu reușea să mențină aceeași finețe. Cele de atelier, și avem și din acestea în expoziție, sunt întotdeauna țesute în gherghef sau alese. Ăsta este termenul. Când vorbim de covoare, lăicere, vorbim de ales și nu de țesut. Se țese pânza, dar se alege covorul, da? Spunem noi. Am văzut că în expoziție sunt covoare și lăicere cu modele atât de diferite, despre care aș vrea să ne spuneți puțin. Da. Sunt diferite, dar sunt în matricea stilistică. Adică o să vedem că sunt reluate în bună parte motivele de pe cămăși, care le regăsim și pe ștergare, și pe năfrăni, dar pe covor sunt preferate și dezvoltate anumite motive dominante, să spunem. Dominant este rombul. Dar rombul nu este o figură geometrică. Rombul este floare, floarea mare, sau este soare. Lângă dumneavoastră este o scoarță care se numește scoarță cu sori. Și ce vedem de fapt? Doar romburi în trepte. Romburile reprezintă soarele în puterea lui, în crucea miezii, cum spuneau țăranii, și uneori o să vedem că are chiar cruce. Dar o să vedem soarele, deseori, acest romb cu raze multiple, au prescor, prescură sau prescornicul. Au o prescură, de ce? Pentru că iar trebuie să vă reamintesc că ele stăteau doar pe perete, avea cu aceste piese și rol apotropaic. Soarele Iisus Hristos, chipul său cel luminos, răsări să dea viață celor păcătoși. Este cântarea Crăciunului. Atunci când se naște Hristos, apare acea cântare, Soarele Iisus Hristos. Și de asta, altfel, nu avem cum să vedem soarele cu prescura în mijloc, cu prescornic. Ați văzut prescornicul din lemn? Îl regăsim în mijlocul unui romb cu raze. Faptul că este soare, întotdeauna acest lucru este precizat de vecinătatea cu planta. Și o să vedeți pe aceste scoarțe cu sori, o să vedeți adesea ramuri de flori sau chiar flori sau boboci. De ce? Pentru că floarea, planta se hrănește cu lumină. Atunci când o să vă arăt adevăratul covor moldovenesc, cu trandafir, este foarte diferit de ceea ce înțelege lumea. Nu este acel buchet pe fond negru cu trandafiri pe care îl vedem noi adesea și este prezentat drept covorul moldovenesc cu trandafiri, trandafir de la Moldova. Nu, covorul moldovenesc cu trandafir este un covor cu romburi. Este un romb care are jos două anse mici și vedem un covor pe nuanță verde acolo. Rombul are jos două anse, sunt rădăcinuțele, pentru că este vorba de bobocul de trandafir. Și în mijloc nu mai avem cruce, nu mai avem prescură, ci avem niște pătrățele mici, semințele, germinația. Și ce mai are acel romb, bobocul de trandafir, dacă vi l-am explicat așa, acum sigur îl vedeți, clar. Vedem că lângă acel boboc este un val, este apa și sunt niște romburi care nu mai sunt boboci, sunt sori. Adică este lumina și apa, ceea ce-i trebuie unei plante să crească.
Am citit un studiu că la un om capacitatea de concentrare e undeva cam pe la 5, 7, 10 minute maxim. Apoi noi v-am tot ținut cu informații, hai să vă mai dăm și niște muzică, să ne veselim împreună. Așadar, să cânte muzica! Săi pe patru strune scrip caraș, că-i sărbătoare azi la Iași. Iar la zile mari când ne adunăm, bem un vin gustos și mai jucăm. Săi pe patru strune scrip caraș, că-i sărbătoare azi la Iași. Iar la zile mari când ne adunăm, bem un vin gustos și mai jucăm. Mândri sârba, sârba moldovenilor, fruntea sus și bate din Chișor. Și mai mândră când o joacă toți, frați, părinți, bunici, lângă nepoți. De la Iași până la Bohotin, cu tățărba mari s-o învârtim, tot cu oameni vrednici, gospodari, în el loc cu falnici lăutari. De la Iași până la Bohotin, cu tățărba mari s-o învârtim, tot cu oameni vrednici, gospodari, în el loc cu falnici lăutari. Mândri sârba, sârba moldovenilor, fruntea sus și-o bate din Chișor. Și mai mândră când o joacă toți, frați, părinți, bunici, lângă nepoți. Sărbă mai frumoasă nu găsești, șapte pierburi dacă o colești. De la Iași până la Chișinău, nimeni nu-ți mai cântă cum cânt eu. Sărbă mai frumoasă nu găsești, șapte pierburi dacă o colești. De la Iași până la Chișinău, nimeni nu-ți mai cântă cum cânt eu. Mândrei sârba, sârba moldovenilor, fruntea sus și bate din Chișor. Și mai mândră când o joacă toți, frați, părinți, bunici, lângă nepoți. Câte un păhărel să mai șocnim, să glumim și să ne veselim. Că anii se scurg, se duc ușor, iar omul în viață-i călător. Câte un păhărel să mai șocnim, să glumim și să ne veselim. Că anii se scurg, se duc ușor, iar omul în viață-i călător. Mândrei sârba, sârba moldovenilor, fruntea sus și bate din Chișor. Și mai mândră când o joacă toți, frați, părinți, bunici, lângă nepoți. Mândrii sârba, sârba moldovenilor, fruntea sus și bate din Chișor. Și mai mândră când o joacă toți, frați, părinți, bunici, lângă nepoți, șa-șa. Dacă ne uităm pe covoarele noastre, majoritatea celor vechi au decor geometric, dar înțelesul este altul. În registrul de sus, unde noi spunem că reprezentăm stihialul, într-adevăr, avem o geometrie foarte clară și acolo avem unda apei, deci avem reprezentat apa, ploaia din natură. Avem X-ul,
X-ul este vârtelniță, vârtelnița anotimpurilor. Ce înseamnă vârtelniță? Înseamnă mișcare și înseamnă vânt. Avem rombul curat, care înseamnă soare. Deci, iată, soarele, vântul și apa sunt reprezentate pe scoarțele vechi, da? Stelele. Și de unde le vedem? Pe fondul negru, cu licăriri de lumină, cu un joc de lumină care, atunci când privește cineva luceafărul, stelele care clipesc pe cer, va înțelege despre ce este vorba. Doar atunci noi putem vedea corpul ceresc cumva definit. La soare nu ne putem uita când strălucește. Ce mai avem noi? Elemente fitomorfe. Două reprezentări dominante ale pomului vieții. Cel tracodacic. Ce este acesta? Este un pom fără rădăcină și fără vârf. Este ca un brăduț spic sau un vrej. Este reprezentarea cea mai veche și gândiți-vă că asta este și o reprezentare, dar mult, să spunem, evoluată, coloana lui Brâncuș. Este un pom al vieții. Ce este acest pom al vieții tracodacic? Este pomul care unește cerul și pământul. Unde este pământul? Este aici. Rădăcina eu nu văd. Deci este ascunsă. Nu-l văd cu rădăcină. Unde este vârful? Este în cer. Cât departe este? Prea departe ca să-l văd. Deci este un arbore infinit. Unde crește acest pom? Crește în centrul lumii. Dar unde este centrul lumii? Este unde sunt eu. Pentru că lumea, omul nu o gândea cum o gândim noi. Știți, lumea întreagă, omenirea. Nu. Eu și lumea mea. Lumea mea trăiește cu mine și dispare cu mine. Când mor eu, moare o lume. Moare universul pe care eu l-am cunoscut, în care eu m-am raportat și am trăit. Dar acest univers este organizat al meu, lumea mea este organizată în funcție de mine. Acum, eu am o reprezentare foarte clară a lumii mele, da? Am o reprezentare, am înainte și înapoi, am dreapta și stânga. Partea dinainte mi este cunoscută, este benefică, partea din spate este necunoscută, de aici poate veni pericolul, este partea rea. De asta omul dinainte spunea, nu da îndărăt că dai vrăjmașului. În spate stă diavolul, stă vrăjmașului, pentru că eu nu văd în spatele meu, este zona periculoasă. Dreapta este partea bună, da? De-a dreapta stă cel bun. De ce? Pentru că manualitatea este în general pe dreapta. Cu stânga, nu fac aceleași mișcări și nu le fac la fel de bine. Deci în stânga iar stă răul, da? Și este partea rea. Asta este unde găsim rădăcina acestei reprezentări. Acum 5.000 de ani, pe ceramica cu Cuteni, vedem în vase o cruce care împarte fundul vasului. Este o fixare în univers a omului, raportare la universul real, la lumea reală. Era crucea precreștină cu simbolistica ei. Dar ce se întâmplă când eu ridic crucea? Ea nu mai are brațele egale. De ce? Pentru că are un sens și sensul este spre în sus, este spre Dumnezeu. Crucea devine ca o săgeată. Și ce organizează această cruce? Spațiul spiritual al meu, lumea mea interioară. Universul meu spiritual este organizat de această cruce. Da? Iată reprezentările și iată sensurile, diferite. Pentru că am vorbit aici, haideți să vorbim de alt tip de reprezentare a pomului vieții și vorbim acum de pomul vieții, acela menționat în Scriptură. Pomul vieții din care a fost împiedicat Adam să mănânce, de ce? Să nu se înveșnicească păcatul. Omul să aibă șansa recuperării, a mântuirii. Dacă ar fi mâncat atunci în stare de păcat, răul ar fi devenit veșnic, da? Și a fost scos afară din grădina raiului ca să aibă o șansă la mântuire. A fost scos afară din grădină. Dar ce a mai făcut Dumnezeu? A pus serafim
și heruvim cu aripi pâlfâietoare de foc ca să păzească acel pom. Și iată reprezentarea. Uitați-vă piesa de sus, de secol XVIII, pe care pomul din biblic, din rai, este păzit de serafim. Vedeți cum zboară în jurul pomului. Este o piesă emblematică. Și legat de pomul vieții, asumat de om, vorbim de un alt pom al vieții, pomul răsplătirii, pomul în care fiecărui om, în care sufletul omului se duce să se odihnească pe lumea cealaltă. Înseamnă că faptele noastre bune se transformă dincolo, în grădină cu flori, în roade și flori ale unui pom sau unei grădini, în care sufletul nostru va merge să se odihnească. Câte vor fi acestea și cum vor fi? Pe măsura faptelor noastre. Este un pom al răsplătirii. Această reprezentare o avem pe covoare de acolo și vedeți o piesă emblematică de secol XVIII. Deci vorbim 1700 și ceva, un pom al vieții, este viu pentru că are apa vieții, este viu pentru că vedeți ansele de jos, sunt rădăcinuțele, pe ramuri sunt păsări, dar una este în vârf. Ăla este sufletul omului care tocmai s-a dus. Iar celelalte sunt sufletele celor din neam, care s-au dus deja și îl așteaptă. În Moldova încă avem obiceiul ca să ducem pomul înaintea mortului. Deci după cruce merge pomul și apoi sicriul cu mortul. Și acest pom este scuturat la mormânt și înfipt în mormânt. Ca mărturie, acest pom are păsări de aluat, are fructe, are dulciuri, ca simbol al faptelor bune al acelui om. Da? Unde, dacă avem nevoie și de o întărire a acestei idei, o avem și pe aceasta. Vedeți când pe piesa pe care v-am indicat-o, în jurul acestui pom, pe chenar, sunt serafimi. Geometria lor, să nu vă înșele, dacă în momentul în care știi că sunt serafim, este și mai ușor de descifrat. Alături de această piesă de secol XVIII avem una de XIX, care este un adevărat pomelnic. Eu o numesc scoarța pomelnic sau pălmar. De ce? Pentru că aici vedem pe fondul negru al piesei, care este și datată, vedeți inițiale și o dată, este o dată de înmormântare. Sunt pomi ai vieții, și fiecare are o pasăre în vârf. Sunt vii pentru că au rădăcini și au apa vieții. Și aici este sufletul care tocmai s-a ridicat și cei din neam. Fiecare pom este un nume, da? Este pomul vieții. Întotdeauna noi încercăm să descifrăm ceea ce au vrut să transmită bătrânile dinainte. Și descifrarea paradoxală o fac cel mai bine copiii. Lângă aceste scoarțe cu pomul vieții, vedeți, este un lăicer, o scorțică, cum spuneau bătrânile, cu pălmuțe. Este chiar denumirea pe care a dat-o bătrâna. Este o piesă de la începutul muzeului și colega noastră care a achiziționat atunci prin anii 40-50 a luat-o la o bătrână care o moștenise din familie și știa că este o scoarță cu pălmuțe. A cui pălmuțe? A lui Hristos. Noi ne-au trebuit niște ani ca să analizăm piesa, dar într-o zi, când eram în plin proces de analiză a piesei, un copil de 6 ani care nu știa să scrie, a spus, uite, palmele lui Hristos. Sunt palme. Bătrâna a spus clar, pălmuțe. Și palme pentru că au 5 degete, dar nu este unealtă. Nu poți să mă pieptăn cu un pieptăn care are dinți inegali, nici unealtă, nici cu o furcă cu dinți inegali. Deci este o palmă și mai mult se vede semnul cuielor. Și întărire este faptul că vedeți acolo rombul cu cruce. Acest, și știm, este un romb care nu mai strălucește, este un romb întrepte, dar vedeți, este un romb care nu strălucește. Pentru că atunci când a murit Hristos, ce știm? Soarele s-a întunecat. Deci, la răstignire, luna s-a schimbat în sânge, soarele s-a întunecat. Deci, o suferință a naturii, a stihiilor, la moartea Creatorului.
înainte de concluzie, să mai spunem că avem grindarele și, după părerea noastră, sunt singurele piese care nu contribuiau la confortul termic sau acustic al încăperii. Și atunci ne punem întrebarea, care era rostul lor? E posibil ca să fie un fel de identificare a neamului. Și să amintim de covoarele de cununie, care erau țesute și erau singurele care stăteau jos în o perioadă determinată, adică atâta vreme cât mirii se cununau. Noi avem și expunem covoare țesute de fete pentru a fi așezate în biserică și erau făcute frumos, decorate cu mirese, cu cai de vornicei cu nune, purtând lumânări. Erau făcute să uimească satul și mirii cu nunii se așezau cu picioarele pe acel covor în timpul cununii, apoi covorul era pus pe perete sau dorit bisericii și de asemenea voiam să atrag atenția asupra pieselor din Moldova istorică, din ceea ce numim noi Basarabia, deci Basarabia era chiar sudul Moldovei, Republicii Moldova de astăzi. Avem piese din zona Cetății Albe, din zona Orheiului, din zona Lăpușnei, dar astea sunt piese care deja sunt adevărate cărți de istorie. Avem o piesă de secolul XVIII care este o pagină de istorie, o istorie completă a Basarabiei. Pe chenar au mărturii, este acel decor care îl vedem, elemente de decor cucutenian. Și noi vorbim de secolul XVIII, elemente de decor care au supraviețuit în acest spațiu, iesul, da? Simbolul infinitului. Dar avem un pământ între ape și eu vorbesc de scoarțele cu râuri, un pământ între Nistru și Prut, un pământ în care brazdele acopăr morți, morți care au apărat acest pământ. Deci este o istorie încifrată. Piesele textile care îmbrăcau casa purtau și ele marcări. O să vedem că în toată zona de frontieră, de-a lungul frontierei și acolo unde erau românii sub amenințarea ocupației sau chiar ocupați, cum a fost Bucovina, pe covor apare strecurat tricolorul. Tricolorul care este asumat ca culoare a steagului național. Deși eu vreau să vă spun că vă provoc să descoperiți când a început să fie reprezentat tricolorul. Cu mult înainte de formarea regatului. De ce? El apare în miniatura lui Anastasie Crimca. Și la Dragomir puteți vedea lucrul ăsta. Este ca o preînsemnare în istorie a tricolorului. Cele mai multe miniaturi au tricolorul inserat pe chenar sau în decorul miniaturilor lui Anastasie Crimca. Este ca și cum Dumnezeu ar fi tras, aș fi pus semne în istoria noastră, niște repere pe care noi le-am atins ulterior. Sigur că sunt multe de spus și un lucru pe care trebuie să-l menționez, spre deosebire de covoarele vechi de tradiție, care sunt cele cu geometrie, dar cu discurs mult mai bogat decât astăzi, cele de secolul 20, de după război, care traduc confuzia și deruta populației și care au devenit abundente și au sufocat ceea ce înseamnă țesutul covoarelor, își au originea în secolul 19, în covoarele pe care fetele, slujnicuțe la boieroaice, le-au luat ca model din goblenurile pe care ele le brodau în iatac. Ele au luat acele modele ca să fie mai tari, mai șmechere în sat. Și așa au apărut covorul ăla cu trandafir, pe care îl înțelegem noi, fondul negru, trandafirul cu buchetul, care înseamnă o piesă mai slabă din punct de vedere artistic, din punct de vedere estetic, dar care, din păcate, a făcut carieră și acum toată lumea recunoaște, ăla este covorul cu trandafir moldovenesc. Dar eu vă rog foarte mult să arătați lumii adevăratul nostru covor cu trandafiri, covorul din Moldova cu trandafiri.
Suntem un muzeu vizitat. Este, cred că, una din primele opțiuni atunci când oamenii vizitează Iașul. Dar noi totuși trebuie să arătăm că suntem gazde bune și dornice. Oricum, publicul nostru se simte bine pentru că noi onorăm vizitatorii și îi respectăm. Îi așteptăm. Îi așteptăm să ne cunoască, pentru că așa ne pot cunoaște și este modalitatea cea mai bună de a cunoaște prin cultură. Dar este o provocare să-și cunoască rădăcinile. Doar așa. Poate, văzând aceste minunății din muzeul nostru, oamenii vor înceta să calce în picioare, să arunce o bucățică țesută de străbunicii și bunicile lor. Să gândească cât au muncit, cum au plâns, că aveau copii, n-aveau bani, copii, soțul sau și băieții uneori erau în armată sau în război, nu se întorceau. Mama plângea de bolele copiilor, de lipsurile din casă, de foamea care era, de necazurile pe care le avea, plângea și țesea și îmbrăca familia și casa. Atunci când văd o bucată de pânză țesută, ceva cusut de mână, o bucată de covor, să nu fie obraznici, să gândească mâinile care au lucrat acelea sunt putrede și le vor cere socoteală. Noi nu putem să țesem, să toarcem, să brodăm, nu am avea răbdare, nu avea pricepere și nici finețea lor sufletească. Și dacă nu o facem, măcar să respectăm ce au făcut ei. Asta este mesajul meu pentru toată lumea. Desigur, așteptăm ca să-i muștrulim și aici, în muzeul nostru. Cine ar fi crezut că scoarțele și covoarele tradiționale au încastrate în ele o întreagă lume? O întreagă lume reprezentată prin simboluri țesute de mâinile dibace ale moldovenilor. Nouă nu ne rămâne decât să trecem pragul muzeelor sau să ne întoarcem acasă, în lumea satului, în lumea bunicilor, și să cunoaștem povestea acestor obiecte încântătoare. După atât de multe informații utile, eu zic că e musai să ascultăm și un pic de muzică, să răsune!
Șapi, ai învățat vorba de pe aici? Apoi eu știam, mai băieții mei, nu te puni cu mine, te-ai dat o moroșan să vii aici pe meleagurile noastre și crezi că noi nu știm? Noi, da, că ne-am descurcat, dar dumneavoastră ați prins cam cum stă treaba? Pentru că v-am spus, sunt câteva ediții bune în care tot vom poposi în casele dumneavoastră de aici, din județul Iași, unde am întâlnit oameni, locuri și vrem să le împărtășim și cu dumneavoastră. Și dacă îmi permiți, ai zis oameni, locuri și m-am mai gândit istorii și gusturi. Bravo! Gusturi în drept, pentru că pe aici lumea ne-a tot omenit. Gusturi în spatele camerei, dumneavoastră nu le-ați văzut 100%, dar ne-am bucurat noi de ele și le mulțumim tuturor celor cu care ne-am întâlnit aici în județul Iași, pentru că sunt oameni frumoși, primitori și la care cred că o să revenim. Așa este, însă până data viitoare vrem să vă invităm în continuare să ne scrieți pe adresa redacției, dar și pe pagina noastră de Facebook, Magazin Folcloric. Toate gândurile dumneavoastră, ceea ce vreți să vedeți, pe unde vreți să ajungem, pentru că noi venim. Bun, venim. Păi dacă venim, trebuie să plecăm, să adunăm materiale și să venim duminica viitoare. Așa este, foarte bine zici. Bine, mergem să adunăm materiale. Până duminica viitoare, Andreea Haisan și Paula Nanie vă urează toate cele bune. Doamne ajută!